Clopoțelul a sunat din nou în toate unitățile de învățământ din județul Hunedoara, însă cu emoții mai mari în acest nou an școlar, având în vedere toate modificările și reglementările din învățământul românesc. Astfel că noul an școlar începe cu modificări majore, module în loc de semestre, vacanță în luna octombrie pentru toți elevii, eliminarea obligativității tezelor, dar aduce totodată și reguli noi privind notarea elevilor și calcularea mediilor. Din datele prezentate de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, peste 52.000 de elevi și preșcolari au început cursurile noului an școlar în 239 de unități de învățământ hunedorene, organizate în 108 unități cu personalitate juridică cu învățământ de stat și 14 unități de învățământ particulare. Fiecare început de an școlar deschide noi perspective de dezvoltare, în plan personal, profesional și social. Schimbările anului școlar 2022-2023 se reflectă în structura lui, în reorganizarea perioadelor de vacanță, alternându-se astfel perioadele de studiu cu cele dedicate timpului liber. Așadar, pe lângă programul național Școala Altfel, se va derula în școli și programul Săptămâna Verde, care are ca scop apropierea copiilor de natură, dezvoltarea lor armonioasă și înțelegerea efectelor schimbărilor climatice. Activitățile extracurriculare reprezintă un element prioritar în politicile educaționale, întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității tânărului, asupra performanțelor școlare și asupra integrării sociale în general. Totodată, în interesul elevilor, s-au inițiat programe de sprijin pentru facilitarea accesului la educație, prin acordarea de tichete educaționale, pentru beneficiarii din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, alături de bursele școlare, care constituie un real sprijin. Dinamica schimbărilor va stimula sistemul de educație din România, cu atât mai mult cu cât unul dintre obiective este extinderea programului Masa Caldă în școli, dar și a programelor care urmăresc prevenirea și reducerea abandonului școlar, promovarea egalității de șanse și susținerea continuării și finalizării studiilor. De asemenea, participarea la proiectele Erasmus constituie un bun prilej pentru elevi de a-și dezvolta curiozitatea științifică, spiritul de observație, creativitatea și, nu în ultimul rând, gândirea critică. Și ne bucurăm să observăm că tot mai multe școli accesează astfel de proiecte. Sub aceste auspicii, debutează noul an școlar, pe care îl întâmpinăm cu bucurie, cu încredere în noile oportunități menite să sprijine școala și beneficiarii ei, pentru ca sistemul educațional să-și păstreze faima de învățământ de calitate și de performanță. Așadar, noul an școlar are o durată de 36 de săptămâni, 5 septembrie fiind prima zi de școală, iar ultima zi de cursuri va fi 16 iunie 2023.